Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vă voi arăta cum putem ajusta tensiunea de la ieșirea unui stabilizator de tensiune fixă cu ajutorul unui potențiometru. Pentru testul experimentul acesta am ales un stabilizator L7805CV de 5V. Dacă mai țineți minte, într-un clip mai vechi am explicat cum putem să mărim tensiunea pe ieșire punând în serie cu pinul ajus, fiind cel din centru, sau tabul acesta, cu o diodă redresoare, cea de față. În acest fel, tensiunea de cădere pe diodă se va adăuga la tensiunea de pe ieșirea acestui stabilizator. Pentru testul nostru, pentru a simula un calcul, să spunem că vom avea pe intrarea acestui stabilizator 7805 de 5V, 30V. Iar conform datasheet, căderea de tensiune minimă pe stabilizator pentru a putea stabiliza pe ieșire va fi de aproximativ 2V. Asta înseamnă că pe ieșire putem avea un maxim de 28V. Pentru a ne ajuta în calcul mai târziu, vom fi nevoiți să măsurăm curentul prin pinul adjust, fiind cel de aici. Pinul GND, ground, denumit în datasheet. Pinul din stânga, intrare. Pinul din dreapta, ieșire. Iar cel din centru, GND, ground, masă. De fapt, masa de aici are continuitate și cu partea metalică de sus al acestui stabilizator. Să montăm prima dată ampermetru în serie cu pinul GND, ground, gata. Să alimentăm montajul la aproximativ 7V. După cum se vede, avem un curent de aproximativ 2,6 mA. Pe ieșire avem 5V, dar nu pot să măsor în același timp. Pe noi ne interesează curentul. Să mărim tensiunea pe intrare și o să vedem că se modifică acel curent prin pinul ground. Ne ducem până aproape de 30. Din câte se observă, am depășit 3 mA. Și la aproximativ 30V avem un curent prin pinul ajust de 3,3, aproape de 3,3 mA. Această valoare este foarte importantă pentru a calcula valoarea acelui potențiometru. Deci, curentul prin pinul ajust l-am aflat. O să luăm media de aproximativ 3 mA. Am ales U, ca așa se notează tensiunea cu U. Iar în această schemă de mai sus am respectat ce scrie în datasheet, VIN și VOUT. Ca să nu vă încurcați voi din acel datasheet. UR, tensiunea de cădere pe rezistor, va fi în zona aceasta. Acel potențiometru pus aici, îl aflăm în felul următor. După cum v-am spus la început, căderea de tensiune pe diodă se adaugă la ieșirea stabilizatorului. Pentru acest lucru, scădem 28V, tensiunea maximă pe ieșire. Dacă vom avea pe intrare 30V, trebuie să ținem cont și acea cădere pe stabilizator. Deci am stabilit tensiunea maximă pe ieșire de 28V, iar 28V scădem tensiunea acestui stabilizator de 5V în cazul nostru. Dacă voi aveți mai mult, 8V, 9V și așa mai departe, calculați în funcție de tensiunea respectivă. Și ne dă 23V. Deci am stabilit și tensiunea de cădere pe rezistorul variabil, 23V. Curent continuu, ca să nu ne încurcăm. Oricum aici vorbim doar în curent continuu, nu alternativă în niciun caz. Deci R este egal cu UR pe I adjust. Și mai departe este egal cu 23 împărțit la, să transformăm în amperi, 0,003, și mai departe ne dă 7666,66, nu contează, de ohmi. Asta înseamnă 7,6 kiloohmi, deoarece potențiometrele noastre sunt notate în kiloohmi. De 7,6 kiloohmi. Pentru că noi nu avem potențiometru cu valoare de 7,5-7,6 kΩ, ci avem de 5 kΩ și de 10 kΩ, vom alege valoarea de 10 kΩ, cea de față. Și așa am aflat valoarea acelui potențiometru. Hai să alimentăm montajul la 30V, cu aproximație. Am uitat să pun multimetru pe ieșire, să vedeți tensiunea de la ieșirea acestui stabilizator. Acum o vedeți foarte bine. Să reglăm tensiunea. Atenție, aici este în gol. Asta pentru că aceste conductoare din partea aceasta nu duc nicăieri. O să vedeți mai târziu de ce le-am atașat, de ce le-am lipit. Iar acum să reglăm. În zona aceea este de la multimetru. Îți schimbă scala automat și din cauza aceasta. Da? Nu băgați în seamă.
Vedeți? Reglează. Și până în zona aceasta am calculat noi. Vedeți că avem acest potențiometru la aproximativ 75%. Hai să măsurăm căderea de tensiune pe el acum. Ar trebui să avem ponderat pe la 23. Un moment. Da, după cum se vede. Exact cum am calculat. Hai să reglăm înapoi spre minim. Iar acum urmează să testăm acest stabilizator în sarcină. Un singur lucru care trebuie să vă menționez, că ce vedeți pe aparatul de măsură al acestui electronic loader e puțin eronat, însemnând că măsoară pe plus. Ați văzut 5,01. Acesta măsoară cam cu 70-80 de milivolți în plus. Dar treceți și voi cu vederea. Pentru a testa la curentul maxim de 1,5 A, trebuie să ținem cont și de disiparea termică al stabilizatorului. În data ce scrie de maxim 15 W pe el. La tensiunea de intrare de 30 V, dacă vom trage 1,5 A pe ieșire, acest stabilizator va depăși pragul de 15 W, cu siguranță. Asta pentru că prin el va trece același curent ca și prin consumatorul nostru, electronic loaderul nostru. Bineînțeles că dacă la intrare vom avea 30 V, 5 V la ieșirea lui, cu aproximație, restul de tensiune va cădea undeva. Asta înseamnă pe stabilizatorul nostru, 30 V minus 5 V va cădea pe stabilizator 25 V. Pentru a afla puterea, mulțim cu acel curent intensitate de 1,5 A și ne va da mai bine de 30 W, nu mai stau să calculez acum. Ceea ce înseamnă că trebuie să scădem la intrare la, să spunem, aproximativ 10 V. Lăsăm atât, cu aproximație. Iar acum putem să testăm în sarcină. Să pornim electronic loaderul. mA. Am depășit 1 A. Și avem 1,5 A. Dar asta bineînțeles că nu ne spune nimic, pentru că oricum și dacă punem pe direct, avem practic acest stabilizator fix de 5 V. Pe noi ne interesează să testăm stabilitatea tensiunii la tensiunile de 9 V, 12 V și să spunem 24 de V. Am ales niște tensiuni mai uzuale. Hai să mărim la 9 V. Bineînțeles că pe intrare avem 10 V. Să mărim la 20 pe intrare. Hai să spunem 18,8. Este ok. Putem să mărim tensiunea pe ieșire. La 9 V vreau să facem testul. Lăsăm atât. Să pornim electronic loaderul. Am depășit 1 A. Vedem că avem o scădere de aproximativ 200 de milivolți. Să creștem către 1,5. Avem 1,5 și se vede că avem o scădere a tensiunii de aproximativ 500 de milivolți. Dacă am fi avut un stabilizator de 9 V, nu cred că ar fi scăzut așa de mult, cred eu. Să facem testul și la 12 V. 12 V pe ieșire, să creștem curentul cu 18,8 V pe intrare, este în regulă. Țineți cont că trebuie să avem acea cădere de tensiune pe stabilizator de minim 2 V. Deci suntem în regulă. 1 A scade la 11,7, deci aproximativ 300 de milivolți. Avem 1,5 A cu aproximație și vedem că scade aproximativ 700 de milivolți. Puteți să și calculați cât disipă acest stabilizator. Avem 17 W pe ieșire și 29 de W pe intrare. Aproximativ până în 10 W am schimbat la 30 de V pe intrare și să reglăm pe ieșire la 24 de V. Lăsăm atât. 24 de V pe ieșire în gol. Să pornim electronic loaderul. 500 de mA. 1,1 A și scade chiar foarte, destul de mult. 1,5 A. Și avem o scădere a tensiunii pe ieșire de 1,7 V. E mult. Destul de mult.
Și da, cam acesta a fost testul cu stabilitatea tensiunii pe ieșirea stabilizatorului nostru L7805, pe care l-am transformat într-unul reglabil cu ajutorul acestui potențiometru de 10 kΩ. Hai să măsurăm și căderea de tensiune pe acest stabilizator, dar nu înainte de a măsura ce avem la ieșire. Tensiunea de 5V. Oh, acum avem 5V. E în regulă. Ok, 5V. La intrare veți vedea că am filmat și ecranul sursei mele de laborator. Acum avem pe intrare 1V, deci vom avea o cădere de tensiune pe stabilizator de aproximativ 3V. Cu aproximație, pentru că nici sursa noastră de laborator nu dă exact. Hai să vă măsor pe intrare. Da, aproape de 8. 7,96, în fine. Micșorăm tensiunea pe intrare. Să vedem cât avem minim. Da, avem 4,4V pe intrare, 5V, aproximativ 1,18V, căderea de tensiune pe stabilizator. Deci în jurul valorii respective, probabil depinde de stabilizator de fiecare integrat în parte. În caz apar comentarii, o să vă spun că acest stabilizator a fost cumpărat de pe Tmaya. Deci nu e luat de pe AliExpress sau ceva gen. Să tragem și concluziile. Deci se poate modifica tensiunea la ieșirea unui stabilizator fix, adică se reglez fiind, nu întrepte, ca în cazul în care ai pune o diodă redresoare. Deci se poate pune un potențiometru pe pinul ground, GND? Da, se poate. Însă trebuie ținut cont că nu e destul de stabilă tensiunea. Hai să spunem până în 12V, 18 e oarecum în regulă, doar că la 24V avem o scădere a tensiunii pe ieșire destul de mare. Asta e părerea mea. Acest videoclip a fost doar ca un experiment. Bineînțeles, să nu uiți, există în datasheet și o altă metodă de reglare a tensiunii cu ajutorul unui divizor de tensiune. O să vă pun și pe ecran în momentul de față, dar e un pic mai greoi pentru că nu poți regla tensiunea, adică nu poți pune un potențiometru în zona respectivă. Nu poți crește fin. Adică, gen, să modifici tensiunea, să spunem, la 9V și așa rămâne. Nu înseamnă că ai transformat acest stabilizator într-unul variabil. Doar să crești tensiunea, dar nu variază. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!